Salutare lumea, supuneți și bine am găsit la un nou videoclip pe canal. Fraților, astăzi jucăm o nouă mapă. Mapa se numește 75 de moduri ca să mori și are ca scop să găsim toate modurile să murim. Să începem cu mapa. Uite, aici este chestul cu info. Deschidem info. Reguli, citim regulile. Regulile sunt să nu citezi, să nu folosești slash kill, să nu folosim moduri, să nu folosim din nou ca prima, să nu folosim cheaturi, să jucăm în single player și să nu folosim spawn point-uri. Începem cu mapa propriu-zisă. Uite, apăsăm pe buton și am murit. Primul level, cred că trebuie să ne ducem aici, cred. Trebuie să facem parkour. Nu sunt eu chiar bun la parkour. Fuck. Așa, încercăm aici și aici. Fuck, am reușit. Așa, prima am făcut-o. Level 2. Știu ce trebuie să facem, cred că... Așa. Oulu, o să stăm o grămadă de timp aici. Așa, și... Ultima, nu. Uite, nu. Repede. Așa, încă o inimă. Nu. Hai, fac. Puțin, uite. Așa, nu? Hai bă că regenerăm. Ok, hai că am murit. Level 2 e trecut. Level 3, oleu, trebuie să găsim butonul cel corect. Fuck, am găsit și butonul ăsta. Credeam că nu-l mai găsesc, bă, am stat o grămadă și n-am văzut butoanele astea pe granit. Level 4, vedem ce este în chest. Am luat scările, trebuie să ne urcăm sus și să cădem jos. Așa, uite, am luat, fuck, am luat o singură inimă. Bă, nu mai mor, nu reușesc. Nu mai mor eu, bă. Fuck, nimic mai mult aici? Dar cred că nu mai mor dacă... Mi-a pus el pe peaceful și mi-a o singură inimă. Încercăm aici. Ok. Mi-a o jumătate de inimă și se regenerează instant înapoi. Ok. Acum e bine că mi-a luat și foamea și nu se regenerează viața din nou așa de rapid, așa că acum e posibil să îmi rup picioarele. Ok. Așa e mai ușor, frate. E mult mai simplu. Încă 4 inimi. 3 jumate, mai avem puțin și murim. Bă, am stat mai mult decât credeam la ăstea simple, din cauza că se regenera viața instant și trebuia întâi să pierd puțin din stamina. Și mi-a rămas o inimă, încercăm acum. Ok, frate, am trecut și acest level. Acum level 5. Cred că trebuie să ne dăm cu Ender Pearl. Cred că este un chest pe aici ceva. Chiar aici chestul. 16 Ender Pearl, le aruncăm acum în sus, uite aici. Și gata, am murit, fraților. Level 6, level 5 a fost mai easy decât 4 și nu credeam că e posibil așa ceva. Acum level 6, cum să trecem aici? Uite liane, urcăm pe liane și lavă. Nu? Nu murim în lavă? Fuck! Trebuie să așteptăm un minut ca să se ducă fire resistance, rezistență de foc, așa că așteptăm. Trei, doi, unu și luăm... Ok, fraților, și în sfârșit momentul mult așteptat. Așa, am trecut level 6, level 7, luăm pickaxe-ul. Serios, frate? Trebuie să stau aici 5 minute să sparg obsidianul cu pickaxe-ul de piatră? What the fuck shit, man. Ok, am spart și obsidianul, am spart și o bucată de geam. Obsidianul am spart în nu știu cât timp, vreo 2 minute am stat, bă, să spargem obsidianul cu pickaxe-ul ăsta. Ok, acum
am trecut și nivelul ăsta, level 8. What the fuck, e litra? Trebuie să ieșim cu litra pe aici? Bă, încercăm. Clar, dacă nu-mi pune litra, nici nu am cum să zbor. A few moments later. Aoleu, hai bă. Ah, ok. Ok. Hai că am trecut și nivelul ăsta. Nu sunt practic cu elitra, așa că a fost mai dificil pentru mine. Nu am zburat niciodată cu elitra. Level 9. Ce trebuie să facem aici? Aoleu, trebuie să găsim ceva pe chest-uri, cred. Cred. Chest-ul ăsta. Luăm dintr-un capăt. Aici nimic. Nu nimic. 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 Căutăm chesturile. Vedem aici. Uite. Am găsit flint and steel. Încercăm să folosim flint and steel-ul. Dăm foc aici și ne băgăm și noi. Hai bă, dăm foc și la... Așa. Foc, punem foc și aici, și aici. Și aici, așa, să murim mai repede. Hai că am murit. Am trecut și levelul ăsta. Bă, ăsta a fost relativ simplu și unul dintre cele mai repede. Adică am stat puțin să găsim flint and steel-ul. Uite aici. A, help, nu folosim ajutorul. Uite, încercăm command block și diamant. Uite, suntem creativ. Așa. A, să murim în creativ, bloc de diamant. Ce să fac cu blocul ăsta? A few moments later. Bă, nu merge, să-mi pui game mode. A, punem poate mereu activ. Da. Și acum? A, ok. Fraților, am reușit și cu comenzile, am folosit doar două command blocuri, așa că vă las acum pe ecran comenzile care am folosit eu. Sunt două comenzi și am pus command blocurile gen mereu activ și să se repete, așa că cred că am terminat și levelul ăsta. Level 11, levitație pentru... A, ok, am înțeles, cred că trebuie să ieșim pe aici. The fuck, închis. Luăm levitation. Și gen, ok. Și acum gen trebuie să cădem jos și să murim, adică să luăm falling damage. Aoleu, hai că a fost mai simplu ăsta. După levelul 10 care a fost foarte dificil, am făcut unul mai easy, level 12. Cred că am înțeles ce trebuie să facem. Trebuie să murim înecați, așa că acum începem a lua damage. A fost și mai simplu și levelul ăsta, zic eu. Aici putem să luăm aer, gen, uite, aici ne punem. Hai bă, luăm damage, luăm, gata. Și gata cu levelul ăsta. Level 13, party, cred că zombie. Da, hai să atac unul și toți veniți pe mine. Hai mă. Ok. Hai, dați-mi. Ok, dă-mi. Hai, bă. Hai, nu-ți fie, că dă-i în tine. Dă-i în tine, bă. Așa. Mai dați. Încă am 3-4 inimi și... Hai, boss. Încă două. Hai, mai dați. Jumate de inimă și... Am trecut ce levelul ăsta. A fost gen mai simplu decât celelalte. It's all invisible. Oh, fuck, cred că este, sunt blocuri invizibile aici. 3, 4, 6. Ce trebuie să facem, înțeleg? Să sărim pe ele. Sărim pe facem, bă, un pic de parcurs aici. A few moments later. Numărul 3 ne duce pe numărul 6 și încercăm pe A. Uite, am reușit. Ne ducem la el și îi dau una. Hai bă, omoară-mă. Așa, jumătate de inimă și am reușit și levelul ăsta. Ăsta a fost puțin mai dificil că nu vedeam blocurile și n-am înțeles că nu era numărul 5. Unde all, ok. Unde dracu să găsesc eu aici? Uite aici. Și? Fire resistance. Fuck, fire resistance. Boss! Acum trebuie să așteptăm din nou o minută ca să ne scoată Fire Resistance și să murim. Gen identic ca unul din precedente, doar că trebuie să găsim blocul care era lipsit.
A few moments later. Dacă am reușit și levelul ăsta, până... Ah, creeper. Fuck. Acum mă duc la ei, mă duc între ei. Hai, boss. Nu, n-am murit. Aoleu. Ah, dar au spart gen tot și... Am murit și am reușit și levelul ăsta. Levelul 17, invizibil labirint. Aoleu, labirint invizibil. Și unde trebuie să mă duc? Nu am idee unde trebuie să ajung eu. A, gen pe pressure plate-ul ăla. Gen așa easy? Boss! Nu cred că am reușit, că am reușit chiar din prima. Și am murit, n-am înțeles nimic. N-am înțeles nimic și am murit și am ajuns la nivelul... Level 19! Ok, vedem ce putem face aici. Gen pickaxe, anvil... A, ok, am înțeles. Gen, fraților, trebuie să ne punem într-un colț, ar fi preferat într-un colț. Punem aici anvilul, îl spargem înainte ca să regenerăm. Punem din nou anvilul, luăm damage, îl spargem din nou și ca ultima dată punem anvilul și am murit. Și a fost levelul 19, acum levelul 20. Vedem ce trebuie să facem aici. Pickaxe de aur. Cu pickaxe-ul ăsta pot sparge din tot aici, dar are o durabilitate oarecare. Mai încarc cu TNT. Bă, sparg doar ăsta de sus. Așa. Mai încarc cu TNT și cred că e la fel în fiecare parte. Da. Stai, pot să-i pun? Nu? Nu. Nu sunt așa. Am luat toate minecarturile. Le pun, cred că... le pun aici. Am înțeles ce trebuie să fac. Uite, le pun aici și în final trebuie să sar gen acolo, uite, pe mijloc, fac așa, nu? De ce nu merge? A few moments later. Dacă sparg aici, Și level 20, cred că nu înțeleg ce trebuie să facem aici. Nu funcționează astea cu gen Minecraft TNT. Ne trebuiau să explodeze la un moment, dar nu merg. Așa că încercăm noi să le ducem jos pe aici. Așa, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă la canal ca să fiți mereu la curent cu ceea ce postez, activați clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez, când pun un post ceva. Eu am fost Pune, noi ne vedem la clipul următor. Bye bye! I can hear